cum o să-l trăiești pe Darius? Să-l dovedești pe la concurs de construit de Halloween. După cum puteți vedea aici în inventar, am această chestie super tare pe care o știți cu toții și mă pot transforma într-un schelete, mă pot transforma într-un witch, mă pot transforma în foarte multe chestii. Astăzi tematica de Halloween, vreau să mă transform în astea și pe lângă astea pot să mă transform și în acest pumpkin, după cum puteți vedea, și am o idee super tare. Adică am foarte multe idei, dar cu scheletele practic am shark și pot să dau după Darusel să-l trolez și noi astăzi practic o să-l trolez pe Darusel costumându-mă, transformându-mă în mobi foarte, foarte periculoși de Halloween. O să fie super tare și eu Darusel, mă auzi, bă, oprește-mă căscuța aia, mă, Darusel, lasă-mă că eu vorbeam aici, făceam de-aia, introducere de-aia frumoasă, să știe toată lumea, Darusel, să dea like, subscribe, toate cele bune, ca să fie totul bine, Darusel, tu acolo, de fapt, Darusel, dacă vrei, poți să te apuci să construiești, Darusel, dacă vrei, că eu ziceam să vin la tine, frumos, dar dacă tu n-ai avut răbdare, în fine, deja nici nu mai aude prostul, au pretest, am, aude. Bă, oprește-mă căscuța! Bă, oprește căscuța că te aud, prost, doamne, cât de fraier e ăsta. Ok, bun, hai că am oprit eu căscuța de tot. Bun, și fiți atenți, cum o să fie, cum o să decurgă totul. Practic, mă transform, îl trolez pe Darusel, o să-i copiez construcțiile, să mă uit la el, o să mă duc la el pe lângă astea, adică totuși îl trolez eu cu astea, cu scheletul, cu scoatate astea, dar o să mă duc și la el să văd ceea ce construiește el și să încerc să mă inspir. O să fac și eu niște chestii super tare de Halloween. Uitați-vă, am această zonă super frumoasă și în partea aia, hai să începem direct. Fiți atenți că prima oară, hai să începem. Bun, uitați-vă, sunt acest dovleac și hai să-l vedem. Bă, ce caută, mă, prostul acolo? Uitați-vă, bă, să nu mă vadă. Uitați-vă la el. De ce pot să-l vadă în partea aia? Uitați-vă cât de fraiere. Dar în același timp, ce face, mă, ăla face cu dăștia, cu pumpkin? Ok, doamne, interesant, sincer, dacă stați să mă gândesc. Dar hai să vedem ce o să facem și hai să vorbim și cu Darusel, totuși la început, să vedem ce mai face și el. Darusel, bă, hai. Ce, mă? Lasă-mă că supărat pe tine. De ce e supărat pe mine? De ce țipi așa la mine, Darusel? Că ce, dacă eu făceam o introducere de aia frumoasă, Darusel, ești tu? Păi da, tu nu faci YouTube, Darusel. Păi da, cu mine, hai să vin acum la tine, Darusel. Hai, mă, ce faci, mă, Darusel? Mă, ce te-ai apucat, mă, să faci aici, mă, Darusel? Ai făcut... Ok, gata, hai că am plecat, Darusel. Păi n-ai zis, mă, că vrei să vorbim, să fie frumos, să nu știu ce? Bine, mulțumesc, Darusel. Ok, bun. Bine, Darusel, hai că eu opresc căscuța, că mă deja mă enervez. Bine, hai, pa. Ok, bun, oameni buni, fiți atenți. În momentul de față, aș vrea să fac o chestie riscantă, să mă uit. Ok, deci ce construiește el acolo? Bun, așa, a făcut platformă. El cred că face un pumpkin, așa că fac și eu, încerc și eu să fac un pumpkin în același timp, dar faza e că eu nu prea am spațiu aici, pentru că după cum puteți vedea, mi-am luat o zonă mai așa, dar în același timp vreau eu să fac o chestie, să văd dacă o să-mi iasă, să fac eu un pumpkin super, super tare. Chiar dacă n-am eu spațiu. Ok, ăsta o să-l spargem de aici, că ne stă prea mult în partea asta noastră și o să ne încurce. O să vreau să fac un pumpkin, nu știu dacă o să-mi iasă ce-i drept, nu știu dacă am făcut o formă potrivită, dar, doamne, ajută să fie ceva ok, sincer, adică, până la urmă, n-aș avea mari așteptări, important este să reușesc și o să-l trolez pe copilul acesta, pe Darusel, că dacă încerc și eu să fac un troll frumos, dacă mi-e și mie un troll frumos, e super tare. Ei bine, la pumpkinul ăsta o să vreau să-i duc ceva, fiți atenți, Darusel vrea să fac un pumpkin, hai să fac și noi un pumpkin, nu o să-și dea seama, practic, că l-am trollat cu chestia asta. Pentru că este ceva foarte, foarte lejer pe care toată lumea ar putea să facă, sincer, la care s-ar putea toată lumea gândi. Dar, în același timp, cu pumpkinul ăsta, eu mă gândeam să facem o chestie mult mai interesantă, să-i pun eu deasupra, să-i fac eu o chestie super, super tare, cum ar veni, nu știu dacă știți, adică nu știu cât ați văzut videoclipul acela cu Octa, în care am filmat ceva foarte super, super tare, un concurs de construit, în care, practic, construiam cu ce culoare ne venea nouă acolo, cu o singură culoare și am avut culoarea mov și am putut să fac o pălărie super tare. De witch? Nu, ce faci, mă, Darusele? Bă! Doamne, ce pune... Doamne, ce pune, mă, pro... Doamne, uitați-vă ce fără ieri, Darusele ăsta, în fine. Hai să vedem, deci eu construiesc aici foarte frumos. Bă, pumpkinul ăsta nu prea arată el cel mai șmecher. Chiar zici că e un pumpkin turtit, sincer, că nu prea-mi place. Dar, poate o să iasă ceva mișto, ok, ia să vedem. Bun, deci pumpkinul arată așa. În același tim, hai să punem un pumpkin jos. Dar pumpkinul nu are chestia aia deasupra. Dar uite, putem să ne uităm așa oarecum și să facem o chestie interesantă. Să punem... cu ce să punem? Hai că punem tot cu concret. Nu cu concret, fiți atenți. Punem cu lemn din acesta, eu zic că arată mai bine. Punem aici ca și cum am făcut chestia aia, doar el. Știți ce zic? Adică partea aia bună arată ok, bun. Și la pumpkinul ăsta trebuie să-i fac și o mică fățucă. Dar fața cum să-i o fac? Fiți atenți că am o impresie. Să-i fac ceva, dar nu pot eu să pun asta, că asta e pentru mine. Mamă, stați puțin. Pumpkin, pumpkin, care e? Care e? Că nu mai știu. Ok, ăsta. Perfect, bun.
să punem așa, oare iese ceva? Mă, nu iese mă nimic bun. Mamă, ce să fac, mamă, nu știu să fac. Ok, fiți ceva, cred că a venit momentul să-l trăiesc pe Darusel. Haide să mă fac schelete și să-i dau cu arcul după el. Bine, nu o să dau chiar în el, dar hai să vedem. Bun, acum m-am făcut schelete și îl trăiesc pe Darusel la Hide and Seek în The Halloween. Hai să vedem, uitați-vă la el ce construiește aici. Îl vede scheletele că a venit aproape de el. Chiar sunt curios dacă îl vede, ok, îl vede. Ok, scheletele ăsta stă așa, fiți atenți. Hai că trag ca schelete, trag și-o încolo, așa. Cum ar veni? Mamă, ce face mă ăsta? Pumpkin face casa de Halloween sau ce face? Că eu nu înțeleg ce face. Uitați-vă la el, fiți atenți. Hai că încerc să dau după el să vedem dacă își dă seama. Ok, fiți atenți, am tras. Am tras, ok, stau cu spatele. Nu și-a dat seama, nu și-a dat seama cine a tras. Nu și-a dat seama cât de prostie, uitați-vă la el. Fiți atenți, mai trag o dată și mă mai pun așa, fiți atenți. Hai că stau așa, rămân așa. Rămân aici, nu și-a dat seama. Ha? Nu și-a dat seama prostul. Bă, ce faci, mă, vreau să dea foc. Pa, dă după schelete. După schelete, tu mai cât de prostie. Uitați-vă, vezi nici acum dă scheletele în el și nu poți pentru că e creativ. Doamne, cât de troll e, doamne, că e prost copilul ăsta, sincer. Haideți că mă duc. Dar nu se știe nimic, mă, asta mi se pare suspect. Adică, uitați-vă, nici nu le interesează pe Darusel. Ce vrea să facă? Vrea să-i dea foc, mă, ce vrea să... Băi, a dat foc la schelete. Uitați-vă că scheletele nu ia foc, bă. Doamne, cât de prostie. Doamne, cât de prostie. Nu, haideți că repede fuga. Ce face? Ce face, mă? Râde după schelete. Ce face, mă? Ale și dacă prostul. Doamne, deci nu zice nimic, bă, asta mi se pare amuzant. Că el nu zice absolut nimic, sincer. Mi se pare amuzant de tot. Dar, acum, hai să ne revenim. Stai puțin, hai să fug repede, gata, gata. Hai că nu mă mai vede, bun. Haideți să ne revenim în forma noastră naturală, în habitatul nostru natural, cum s-ar spune. Și să vedem ce o să facem noi aici. Că mă gândesc că nu știu ce să fac, frate. Adică, asta nu mi se pare. Sau mai că lasă așa, bă, chestia. Asta nu mi se pare ceva wow. Dar, în același timp, hai să facem și noi o chestie de-astea pe deasupra. Aș vrea eu să fac o pălărie de-asta de witch, dacă se poate. Dar să fac direct la ăsta, mă, să fac la ăsta. Voi ce spuneți, ar merge? Bă, ar merge, cred că totuși. Dar în același timp nu știu dacă ar merge super wow. Dar încercăm, încercarea moarte n-are. Până la urmă o să iasă ceva tare. Hai, mă, că iese bine, iese bine, hai să vedem. Bun, deci punem ăsta așa, în partea de jos. Stai, înțelegeți că lăsăm partea de jos așa. Bun, după o să facem o parte de aia, cum ar veni, știți, cojorocul ăla, sau nu știu cum se numește exact. Vreau să spuneți voi acolo în comentarii dacă știți mai multe detalii cum se numesc chestiile. În partea asta aici, perfect. Bun, iar de acum o să încep eu să dau un dosta și să fac eu aici o formă mai random. Nu o să fac ceva super, super genul să fie simetric. Vreau să fac ceva ca să iasă și tare, mă, că până la urmă, uitați-vă, fiți atenți, că ai și tare. Mamă, chiar ai și tare, îmi place. Mamă, vezi că e nota 10, îmi place rău de tot, chiar mi se pare tare cum a ieșit. Ideea e că nu prea îmi place cum am făcut eu asta aici. Adică totuși că o să-i fac eu o față, că deja nu prea îmi place, e cam... ciudățel, sincer. Și așa că fața, cum să fac? Uitați, avem și ăsta. Hai să facem cu negru totuși, dacă tot e ăla așa. Dar nu știu cum aș putea să fac, sincer, fața. Haideți că încerc să fac aici ceva, nu știu, o gură sau nu știu ce e asta aici. Și ăsta mai mult arată comic, sincer, dar loc n-arată înfricoșător, dacă stau să mă gândesc. Și hai să facem așa. Uite, ăsta așa oare arată mai înfricoșător acum? Nu arată înfricoșător deloc, mă. Ce să fac aici? Că eu nu înțeleg ce să fac. Deci n-arată înfricoșător deloc, mă, oameni buni. Cum aș putea eu să-i fac? Ok, pun o chestie așa. Doamne, dacă arată înfricoșător, absolut deloc, mă, sincer. Cred că ar trebui să-i pun cu sânge cu ceva. Cred că ar arata mai înfricoșător dacă îi pun sânge în ochi. Ia, sânge în ochi și curge așa. Fiți atent. Mama, acum arată mai ok, mă. Chiar, mama, vezi că chiar arată ok. Oare cum e cute el așa, dar arată ok acum. Pe lângă asta, eu zic că știu dacă mai trebuie eu să mai fac ceva, sincer, de Halloween. Dar hai să vedem dacă avem. Ia, ce e asta? Halloween Trader, what? Ia, hai să vedem. Ok, ok, avem niște de ăștia interesant, arată ok. Dar ce aș mai putea eu să mai construiesc pe aici? De Halloween. Dacă ar fi să construiesc ceva de Halloween în Minecraft, ce ați construit voi? Uitați-vă la Darusel, mă, ce a făcut o casă de pumpkin până la urmă, bun. Dar ce ați construit voi? Chiar sunt curios. Vreau să scrieți în comentarii dacă ați construit altceva. Eu zic că toată lumea s-a gândit la un dovlog. Vreau să scrieți în comentarii dacă este așa, să dați și like și subscribe. Dar nu știu ce să mai fac altceva, sincer. Acum stau să mă gândesc ce aș putea să fac și eu pe lângă pumpkinul ăsta care are o asta de direct de mare, cum să spun eu, un mare de ăsta, cum se mai numește, mă, un mare witch, pe bune, un mare vrăjitor, practic. Ce aș mai putea eu să fac? Mă gândeam că aș putea să fac un ceaun, dacă stau să mă gândesc, și cu toate astea avem ăsta care ar da super, super bine. Iar ceaunul, haideți că aș încerca să sparg ăsta ca să avem puțin mai mult loc, să ne facem aici loc, că din păcate nu prea pare că avem loc, sincer, și îl trolăm și pe Darusel în același timp, dar haideți prima oară, înainte să-l mai trolăm pe Darusel, vreau să fac ceaunul ăsta aici, să-i dau eu o formă
frumoasă. Ar trebui să-mi iau și eu niște chain-uri totuși, sau nu, iron bars-uri ar fi de folos, sincer, dacă stau să mă gândesc. Și cea unul ăsta o să punem aici, negru, evident. De fapt, fiți atenți, adică facem mai frumos, o punem aici, să arate mai autentic, nu știu, ceva mai interesant până la urmă. Ăsta lăsăm așa, bun. După aceea ne ducem așa și cred că ăsta o să fie cea unul pe care o să-l facem noi aici. Nu cred că o să-l fac ceva mai mare, sincer, pentru că nici nu vreau să fie mai mare decât pumpkin-ul, dacă stau să mă gândesc. Și da, bun, acum punem și ăsta așa aici în interior, toată chestia asta se iasă și pe dedesubt. Eu zic că e chiar super, super tare cum l-am făcut aici. Hai să lăsăm asta așa, bun. Și cam asta este și cea unul. O să punem aici niște de-astea ca și cum să țină el aici, dar îl facem tot așa, nu-l facem simetric 100%. O să-l ducem într-o parte, să fie ceva mai ciudățel, că până la urmă este și Halloween, și trebuie să fie ceva ciudat. Și acum gata. Eu m-am terminat cu construcțiile, gata. Pot să spun că am finalizat construcțiile, deci gata. Am terminat construcțiile, acum o să-l trulez pe Darusel în continuare. Haideți să ne facem witch și în același timp, dacă noi ne facem un witch, trebuie să ne luăm și o poțiune, zic eu, și să-i dau lui Darusel cu poțiunea. Ce poțiune să ne luăm? De poison, pentru că asta este poțiunea pe care witch-ul o aruncă. Și hai să vedem dacă o să ne iasă bine, sincer, bun. Deci ne ducem aici, vedem ceea ce construiește el. Bă, a făcut interesant, îmi place, sincer, dar el, uitați-vă, e fix aici. Fiți atent, fiți atent că i-am dat la ea foc și o să aici, să nu-și dea seama. Fiți atent că nu-și dea seama, poate nu-și dea seama că zice chiar același lucru cu ăsta. Ia, uitați-vă, nu-și dea seama. Poți să uite și nu-și dea seama. Fiți atent că arunc și în partea aia. Bun, ok, e interesant că eu nu-mi iau damage, dar nu-și dă seama. Uitați-vă, cât de prost poate să fie, fiți atenți. Că dau așa la toți ăștia, bun, și nu se uită. Uitați-vă, doamne, păi nu-și dă seama. Păi dar nu vorbește deloc, asta mă interesează. Mi se pare, nu știu de ce, nu vorbește, fiți atenți. Haideți că îi dau cu căscuța. A început să vorbească, bun. Am vrut să-i dau cu căscuța, dar vedem că deja a început să vorbească. Ce face? A, nu m-a văzut, nu m-a văzut, nu a văzut. Nu, a văzut Iciu, a văzut Iciu, fiți atenți, a văzut cred că puțin zburând, fiți atenți că îi dau aici cu tine. Pe care ești, mă, mă, părea să ai rău, să-i chemat pe Cristian să-mi dea tu, mă, prietenii tăi, care ești, mă, eu zic, care ești, mă. Am crezut că a zis că sunt eu, mă, a zis că mi-am creat eu prietenii, doamne, cât de fraier e, doamne, uitați-le, cât de... Doamne, cât de prost e Darusel. Da, mă, oameni buni, după cum puteți vedea, fraierul ăsta nu știe absolut nimic, mamă, să nu vină la mine pe plot. Uitați-vă că urmărește. Uitați-vă, puteți urmări un prost de Halloween care urmărește o vrăjitoare. Bun, acum s-a oprit pentru că e un mare prost. Da, mă, fraților, astăzi îl trolez foarte, foarte tare pe dar. De ce mi-a dat survival mie? Bun, ce mi-a făcut? Bun. Nu. Știa prostul, și-a dat seama că îl trolam. Nu cred că și-a dat seama că m-am transformat. Deci nu cred că și-a dat seama că m-am transformat. Mă, alunele, ce spui, mă? Ce spui? Cine este acest băiat, Rafaele, ce caută pe aici? Să știi că doar să-l plecat. Care băiat? Că sunt doar alunele. Doamne! Nu, și-a dat seama prostul că îl trolam. Doamne, deci și-a dat seama. Nu înțeleg cum și-a dat seama, dar hai că revenim acolo. Măcar sper să nu-și dea seama, practic. Dar oricum n-am făcut ca el construcția asta. E bine, măcar sunt la un concurs de construit și nu o să-și dea seama pe alte dăți dacă facem altceva, dar da, am dat-o în bară. Ha, mă, dar să l-ai terminat de construit acolo, că eu am terminat, mă, și îmi nervez, mă. Ia, mă, cum ca ce bără, afalează, mă, afalează, care timp tot, care timp prietenii tăi, mă, trolează, ia. Ha, mă, că ți-ai dat seama că eram eu, dar să le, că mi-ai dat, crezi, cine mi-a dat survival, nu tu mi-ai, nu, nu mi-ai dat. Da, bără, afalează, știam că ești un bără, afalează, hai, ce faieri ești. Cum ți-ai dat seama că sunt eu, de unde ai știut, ce, m-ai auzit sau ce, cu căscu, ia, uimește-mă, dar să le, de unde ți-ai dat seama tu? Cum adică aveam... Păi da, am avut-o când vorbeam atunci la introducerea nu, și după gen ți-am zis să taci. Ai căutat să-mi chizi și fraier ești, bă, Rafaele. Te dai de gură, Rafaele. Mă, ce, dar eu știu că am apăsat pe... Mamă, la, mă, lasă-mă în pace, ia, ce ai construit tu aici, dar să le ia să văd. Uite, ce... asta îl construiești, nu uite. Și ce e asta? Ce vrei, ce vrei să reprezinte? Este un bavleac cu bomboane, uite, ce știu, uite, sunt bomboane și asta este o bomboană mai mare. Ok, și poți să vorbești și tu, dar să le frumos cu mine să-mi explici aici toată chestia, adică care e faza cu dovleac, ok, deci da, aceasta este construcția pe care dar să l-a construit-o, bun, și? Și bă, Rafale, fii antenă, este un dovleac care are bomboane și acești valijeri, uite, sunt bomboane și asta este bombonică mai mare. Da, fraierul țipă, nu știu, mă, da, bă, din jur împrejur, okay. Asta, dacă mă uit așa din jur împrejur, bă, arată ok, Ius, dar în serio, cred că puteai să faci mai multe chestii. Da, e ok, sincer, îmi place intrarea asta. Da, ok, dar în serio, dar și eu, chiar dacă te-am trolat, să știi că am construit, să știi că am construit frumos, chiar am construit ia ceva. Ia să văd, ia să văd, ia să văd, tot asta.
Ok, hai mă, vino, hai să-ți arăt Daresele, să-ți arăt construcția adevărată, dă construit Daresele, dă Halloween, ia vino. Păi vii mă odată sau nu vii? Da, se frică. Uite Daresele aici, dovleacul cu de-asta de vrăjitoare, cu bălării și cu un ceaun aici. Ia uite cât de frumos Daresele, a? Îți place mă? Ia zi mă, ai rămas uimit. E frumos, bă, la fel, dar fii antena, ai dat sângele. Ce sânge mă, am pus și sânge, nu vezi aici, de asta ce e Daresele? De ce? E mai realistic? Da, e mai realistic, Daresele, da, e mai realistic, wow. Ok, bun, am înțeles, Daresele, cum vrei tu, Daresele, în fine, da, bă, ce, bă, nu sparge, prostule, voiam să vadă oamenii. Să mă mai trolezi tu pe mine, să mă mai trolezi tu pe mine, parafale. Doamne, deci l-am trolat pe prostule, Daresele, și da, uitați-vă ce am primit. În fine, scrieți în comentarii care v-a plăcut mai mult, dacă construcția mea care acum, din păcate, nu mai există, sau lui Daresele. Sincer, nu vreau să mai zic nimic. A, mă, du-te, mă, da aici, că deja ești nesimțit, Daresele. Nu poți să te trolezi și eu frumos. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.